Psalmul 142. O cântare lui David. O rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul. Cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.